Din episoadele anterioare. Eu sunt Hugo. Tot ce-mi doresc e să aflu cine sunt. O să te numim Lara. Ți-am zis că n-ai ce căuta pe teritoriul lui Franco. Nu am găsit nimic în arhive despre tine. Aș vrea să clarificăm niște lucruri. Mama, de ce nu răspunzi? Ești aici? E casa unchiului meu. Singura mea legătură cu trecutul. Vine cineva. Nu vreau să mă duc înapoi la ordinat. Trebuie să plecăm de aici. Locul ăsta e compromis. Fugi! Grații la ferestrele de la etaj, mai multe camere de supraveghere și un nou sistem de alarmă, ai înțeles? Nu pot să crezi, frate, ea doar când scapă. Rezistă, Lara. O să te găsesc. Nu știu de ce mi se întâmplă toate astea. L-am pierdut și pe Hugo. A, că te servește, Franco. Am auzit de multe ori de Franco. Am înțeles că e un om foarte rău și diabolic. Du-mă la adresa asta acum. Bine ai venit, domnule Hugo. Chiar la timp pentru a lua cina împreună. Interesant. Mă așteptam să fii mai mare. La câte probleme le faci băieților mei. Nu trebuia să vă deranjați. Pe cuvânt, nu prea mănânc seara. Pentru siluet. Găsim noi ceva în meniu și pentru tine, dacă tot ai venit. Seara asta ne vom simți ca în familie. Deși ceva îmi spune că nu vom fi doar noi. Te rog, servește. E proaspătă, direct din mare. Nu e nevoie. Puteți o luați dumneavoastră. Sunt sătul. Am mâncat un sandwich ieri. Să înțeleg că îmi refuz ospitalitatea? Știi, cam toți cei care m-au refuzat vreodată nu au sfârșit prea bine. Poate totuși reușesc să te conving să iei masa cu mine. Lara, ce cauți aici? Dă-i drumul, te rog. Fac orice, îți dau tot ce am. Nu trebuie să faci orice. Trebuie doar să mănânci. Cu poftă. Mănâncă. Îmi rămâi datoare. E foarte sărată. Așa, așa. Termină tot dacă vrei să-i dau drumul prietenei tale. Vreau apă. Mi-e foarte sete. Apa nu face parte din înțelegere. Acum, hai să discutăm afaceri.
Nu știu dacă ați auzit, dar era cât pe ce să aveți o nouă colegă. Și ce anume ați auzit? Eu am auzit că are aripi și poate să zboare când vrea ea. Eu am auzit că a venit tatăl ei călare pe un dragon și a luat-o de aici. Prostii! Eu am auzit că s-a plecat și a alunecat, nimic special. Ajunge! Indiferent ce ați auzit, va rămâne aici și nu veți spune nimănui nimic, ați înțeles? Da. Oricum, mica noastră prietenă se va întoarce curând și sper să o întâmpinați așa cum merită. Nu știu dacă știți, dar din cauza ei vi s-au redus porțile de mâncare. Și din cauza ta. Iar acum, o ultimă întrebare. Mai există printre noi vreo Lara dornică să-și ia zborul? Nu vă aud? Nu, doamnă. Foarte bine. Atunci să facem rost de una. Inspectorul Vlad Munteanu aici. Am ajuns la adresă. Intru. E regulă. Sunt polițist. Am crezut că... Ți-am zis că dacă mai furi hainele din dulap, chem poliția. Dar nu știam că funcționează și telepatic. Cool. Fetelor, nu e de glumă. Chiar acum o fată ca voi undeva e în pericol. Am primit o informație de la o companie de taxi, precum că... Da, era cu mama la o mătușă și m-a trimis acasă mai devreme să am grijă de stormea. Îmi pare rău că v-am stricat micul război. Sper să nu ne mai vedem niciodată. Nici noi. Seara bună, domnule polițist. Vă rog, închideți după dumneavoastră ce a mai rămas din ușa noastră. Te rog, ia loc. Simte-te ca acasă, la mine. Hugo, parcă nu? Îmi aduce aminte de cineva cu care noi doi avem multe în comun. Păi, în cazul ăsta, aș putea primi și eu un pahar cu apă. Mor de sete aici. Dacă o să răspunzi corect la câteva întrebări, o să primești câtă apă vrei. Până atunci, suportă setea. Așa cum și eu în toți acești ani am suportat setea. Setea de răzbunare. Știi ce sunt astea? Pietrele dumneavoastră de la rinichi? Ești amuzant. Ai noroc că e simpatic. Evident că nu ai văzut niciodată diamante. Bun. Acum de ce crezi că partea aceasta este goală? Păi, e goală fiindcă nu e plină? Vezi tu? Partea asta era plină și aici. Însă, cineva care mi-a fost ca un frate, profitând de încrederea mea, mi-a lăsat un gol. Și dacă aici e gol, e gol și în suflet. Iar tu, Mihai Cristian Petrescu, sau Hugo, o să mă ajut să umplu acest gol pe care l-a lăsat în urmă când a plecat cu diamantele mele iubitul tău unchi. Să trăiți, domn inspector. Ați avut o zi grea? Pe loc repaus, prietene. Dă-mi și mie ceva ce nu o să poată bea el niciodată. Oh, încet, domn inspector, corăniți! Uite și pe prietenul meu care mereu întârzie și îmi trage țeapă. Doar că meseria mea n-am program fix. La mine nu ca la alții că la ora X, gata, în forma în cui. Hai că fac cinste. Mi-a mers bine azi. Am dus o puștoaică din asta singură la o adresă ciudată. Și mi-a dat bani cât pentru o săptămână întreagă, pot. Oh, bine, bine! Ce-ai făcut? Lara, nu trebuia să vii după mine. Ce-i cu tine? Cum m-ai găsit?
Poveste lungă. Hai să vedem cum scăpăm de aici, să bei apă. Singura metodă ar fi să-i spun lui Franco ce vrea să audă. Păi și știi? Nu sunt sigur. E posibil ca unchiul meu să-mi fi lăsat niște indicii. Când eram mic, ne jucam mereu de ascunsul comorilor. El ascundea lucruri, iar eu trebuia să le găsesc. Hugo, unchiul tău te-a pregătit pentru momentul ăsta. Lara, unchiul meu m-a abandonat, ok? Nu-mi pasă de diamantele lui. Tot ce vreau e un pahar mare cu apă. Nu știu ce era chestia aia scârboasă. Maria, trimite o adresă oficială la inspectoratul de poliție. Vreți să o semneze și cei de la protecția copilului. Vreau să ne asigurăm că ne vor aduce aici imediat ce vor găsi și nu vor mai trebui alte aprobări ca să o luăm permanent sub tutela noastră. Și pe ea și pe noul ei prieten. Îi vreau aici pe amândoi cât mai repede. Dar mai ales pe ea. Fiecare clipă petrecută de Lara aici va fi prețioasă. Cât de pure și transparent. Diamantele nu mint niciodată. Oamenii mint. Te înșeală, te trădează. Vă place la mine? Îmi pare rău, domnișoară, pentru disconfortul creat. Însă doar prietenul tău vă poate scoate de aici. Ei, cum e? Ți-a mai revenit memoria? Te rog, las-o să plece. Ea nu are niciun amestec. Dar nu a invitat-o nimeni la această petrecere. A venit de bunăvoie, nu? Da, însă nu știam că voi ajunge într-o cușcă. Pe bune, ce fel de om are o cușcă din asta prin casă? Genul de om care a primit cadou un tigru de la prim-ministrul Indiei. L-am donat unei grădini zoologice. Sfărăia prea tare noaptea. Așa că ziceți mersi că nu împărțiți cușca cu el. Misete, te rog. Dacă am zice unde sunt diamantele, vă las să plecați. Se pare că nu ți-a plăcut sepia, dragon. După primul pahar de apă îi dispare efectul. Însă, dacă nu bei apă la timp, apar problemele, destul de repede. Așa că, fă bine și amintește-ți unde sunt diamantele mele. Nici o veste încă? Te rog, trebuie să obține mandatul noaptea asta. Da, du-te și trezește-l pe judecător, pe procuror, fă ce știi tu. Trebuie să intru aici noaptea asta, până nu e prea târziu. Lasă-mă să încerc eu. Lara, nu mai rezist. Nu vreau să mor de sete. E ridicol. Nici măcar n-am văzut un deșert în viața mea. Bine! Plata pe jumătate de an. Ia-i tu, frate. Ai mai multă nevoie de ei decât mine. Și cu visul tău cum rămâne? Cu studioul? Fii atent, de 11 și un minut. Bă, ești nebun. Până la 11 a fost valabil visul ăla. Tocmai mi s-au schimbat prioritățile. Hai! Ia-i tu! Hai! Mulțumesc, frate! Mulțumim! Dar tu cine ești? Franco te ține prizonieră și pe tine? Păi, nu prea. Eu sunt Eliana, iar Franco e unchiul meu. Eu sunt Lara, iar sugativa asta de lângă mine e Hugo. Sunt simpatici. Nu pot să cred că Franco v-a băgat aici. Și cred că ție ți-a făcut farsa aia cu sepia dragon, nu? Stai liniștit, o face la toată lumea. Chiar dacă nu bei apă la timp, în niciun caz nu mori. Dar tu cum de ești pe aici? Unde sunt ai tăi? Păi, pe taică-mi eu nu-l cunosc. Nu l-am întâlnit niciodată. Mama îmi spunea glumă că m-am născut dintr-o rază de soare.
Însă, acum câțiva ani, s-a îmbolnăvit și m-a lăsat și ea. Franco s-a schimbat total de atunci. Obișnuia să râdă mult, era bun, nici măcar nu avea patibaș. Îl iubea toată lumea. Acum însă, trebuie să stă mai mult în casă cu Paza. Sunt mulți care îl vor dispărut sau care vor să mă răpească pe mine pentru a regla conturile. Nici măcar la școală nu mă mai lasă să merg. Vin profesorii aici să facem ore. Îmi pare rău, Eliana. Și mie. Cred că e oribil să faci ore acasă cu profesorii. Hugo! În sens că mai bine mergea la școală. Ce-am zis? Nu contează. Hai să încercăm să deschidem cușca asta odată. E imposibil. Am încercat deja. Stai liniștită. Așteptăm până dimineață. Oricum, sincer nu cred că Franco ne va face ceva rău. Poate ție nu. Bine, atunci eu fug în camera mea. Franco nu trebuie să mă găsească aici. Ultima oară s-a supărat foarte tare când m-a găsit noaptea prin casă. Eliana, dacă treci cumva pe lângă bucătărie și vezi vreo 2-3 sandwich-uri care vorbesc de mine, spune-le că le aștept aici și le iubesc foarte mult. Hugo, cum poți să ceri așa? Chiar că sunteți amuzanți. Hai că vă aduc ceva. Hei, iubire, ce faci? Uite, am o veste bună și una rea. Cu care să încep? Sigur? Ok. Vestea rea este că n-am câștigat nici săptămâna asta la loto. Da, am văzut, ne mai lipseau vreo 5 numere. Vestea bună este că avem banii pentru operație. Da, toți! Toți! Da! Hei, măi, nu plânge! Hai, te rog, nu plânge! Vreau să te bucuri, da? Vreau să te bucuri! Da, da, toți! Hai, dă-mi un pic și pe cea mică. Hei, tati, ce faci, iubirea mea? Un unicorn? Wow! Roz! Pa, de-abia aștept să-l văd. Da, da, da. O să fie bine, tati. O să fie bine, o să te faci bine. Promit. Te iubește, tati, te iubește. Hai, pa. Da, zi-mi că ai obținut mandatul. Cum? Glumești, nu? Până mâine dimineață se poate întâmpla orice. Cine vrea ce? Ia dă-mi la telefon. Da. Bună seara, să trăiți, domnule. Cum? Da, dar să... Da, am înțeles. Nu prea pot să stau liniștit. Nici să dorm. Da, am să aștept până mâine dimineață. Nu pot să dorm, nici să stau liniștit. Dar nu mă mișc. Aștept până mâine dimineață. Să trăiți. Sus, fără frică de zbor. Suntem acolo unde stelele nu mor. Mai sus, dincolo de orice nori. Suntem la vise și le împlinim ușor. Sus, 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 fără frică de zbor. Suntem acolo unde stelele nu mor. Mai sus, dincolo de orice nori. Suntem la vise și le împlinim ușor. Suntem generația Z, cu sufletul independent, cu muzica în căști și-n piept.